Orașul Sângera are aproximativ 9,5 mii de locuitori. În cadrul unui sondaj realizat anul trecut, cea mai mare problemă cu care se confruntă locuitorii este starea proastă a drumurilor. Suntem aici pentru a discuta cu locuitorii orașului despre starea de lucru din oraș și despre ce schimbări vor ei aici. Bună ziua! Noi suntem jurnaliști. Putem vorbi cu dumneavoastră? Zi bună! Bun. Dar eu nu sunt loc și n-aș vrea să am așa zic ceva așa, că nu, că eu străin așa, nu știu nici. Sunteți în Sângera? Trăiesc în Sângera de 42 de ani, dar nu sângereancă. Avioane avem multe, și gălăgie mare, și trenul. Vă deranjează? Da, că trăiesc aici aproape. Și avioanele am o zboară peste fiecare 5 minute. Asta e de bine sau e de rău? Pentru cei care zboară, călătoresc, e bine, dar pentru noi e gălăgie mare. Ce 10 lei. Наливайте. Dacă vedeți. Eu vă aduc... Da. Și pot eu să spun, nu pot spun nimic. Magazine avem, bani trebuie, iaca, pentru existență vindem o leacă de poamă și trebuie să schimbi, nu știu, 27. Bine, spasibă. Fiți sănătos. Bună ziua, noi facem un reportaj. Cum e viața în Sângera? Ce vă bucură aici? Știți, cac bă, nu prea avem probleme. Drumurile puțin trebuie de mai renovat, adică grădinița, am înțeles că o dat drumul, asta e foarte bine. Mă rog, poate un centru pentru copii, asta, că dacă trebuie undeva un bazin, trebuie să plece în oraș, dar asta e greu. De cine depinde soluționarea acestei probleme? Cred că autoritățile din municipiul nostru și Chișinău. Deci, viața în Sângera uneori e plictisitoare, dar uneori e foarte interesantă. Sunt mulți oameni de vârsta mea, de exemplu tineri, cu care poți începe la școală, prin diferite locuri, dar nu sunt centri, de exemplu, nu știu, o sală sau centru de discotecă, unde poți să te distrezi chiar cu adevărat. Și asta nu e bine. Sângera trebuie schimbată acest lucru. Dar cum crezi, cine ar trebui să facă ca discoteci, săli de recreere pentru tineri? Eu cred că inițiativa primarului trebuie să fie și consiliul care el îl conduce. Să o modernizeze, cred că trebuie. De la lumini puse pe străzi până la refacerea străzilor și a arterelor care nu sunt făcute. Eu nu vă pot spune, eu aici sunt venită la fată. Aha, am înțeles, am înțeles. Suntem un oaspet. Am înțeles, mersi. Tot e bine la noi, Sângera, tot e bine. E ca și cu răspunsul ăsta, tot îmi spun că tot e bine, de aici mergi pe un drum. Primariu, bravo. Așa, dar drumul e rău. Că eu sunt născut în Sângera și Sângera am trăit și Sângera trăiesc și Sângera lucrez. Eu de Sângera nu m-am scut nicăiurea. Parcă la noi Sângera e mai frumos ca aici. E mai frumos? E mai frumos, da? Am eu în vedere că drumul e stale bune, mai bun ca aici. Eu mă duc în Chișinău, mă uit, merg mă la autobursile, merg hop. Dar aici la noi așa de neagă, merg, parcă nici nu pot să lăburesc cu mărgirea, iau cu mărgirea, da. Uite, nu duci ca gileaua. Ca viața oamenilor să fie mai bună. Da, da. Apoi ce ar trebui să fie? Da, și trebuie să fie eu, nu știu, o leacă de ajutor pentru bătrâni. Foarte bine, foarte frumos la noi în Sângera, un lucru și ne lipsă era grădinița. Asta a fost, mă tem că, unicul sat din Moldova care era fără grădiniță atâția ani de zile. Acum recent s-a deschis grădinița. În rest avem de toate. Dorim pace, sănătate și să întoarcă copilașii noștri acasă la bunurile care sunt aici la noi în Moldova. Că avem și noi și muncă și loc de trai și toate cele sunt disponibile pe loc. Și undeva 80% din copiii care sunt în școală sunt părinții plecați. Cu bunii, cu vecini, cu dânșii singuri, cu... Asta e o problemă cu statul Moldova. Eu 9 ani stau cu nepoțelul acasă și ei sunt plecați. Ba azi, ba mâine să venim, ba azi, ba mâine să venim și nu intră în prețurile care sunt... Sunt șanse și copiii mei ca să revină, adică au ei planurile lor. Odată cu majorarea salariilor care se face, odată cu... Mă rog, viitorul care îl promite toți, noi sperăm.
Bună ziua, sunteți de Sângera? Da. 55% din locuitorii satului spus că drumurile la Sângera nu sunt chiar bune. N-ar zice, au fost mai rele, tare rele au fost drumurile, dar s-au făcut multe drumuri, chiar la mine acasă s-au făcut drum, până acasă. Dar drumul. Care e ca în lista de probleme, care e prima, care trebuie următoarea rezolvată? Sunt pensionieri care au o pensie mizerabilă și poate și alții se trag și fric și foame și asta trebuie mai tare, îmi pare mie. Ce trebuie să schimbe ca oamenii să revină în Sângera? Trebuie să facă locuri de muncă, îmi pare mie. Uneva să deschidă și firme, să facă locuri de muncă, dar este tineri. Ca și o leafă bună, măcar jumătate ca în Europa, păi da, poate să mai întoarce. Că mulți vor să întoarcă, au părinți bătrâni, bolnavi și vor să vie, dar mai, lor e mai inconvenabil să lucreze, să trimată bani, să întreții, înțelegi cum? Cât e un salariu așa bun? După 12.000 măcar. Dar ei, alții au salariu bun și aici alții au, da. Majoritatea au până la 6.000, am înțeles. Tot aici la îndemână. Transportul nu ne aranjează. A fost troleibus, dar l-a scos. Era mai bine cu troleibus. Este liceu, asta nu-mi place. De curând s-a deschis grădinița nouă. Autobusele merg foarte rar. Nu respect graficul. Noi suntem reporteri, jurnaliști de la... Da, eu înțeleg. Dar nu vreți să-mi dați un interviu, vorbim despre Sângera. Mă grăbiesc, pur și simplu. Liceul e mare și majoritatea satelor de pe împrejur solicit să învețe chiar în liceul din Sângera și este foarte aglomerat dimineața, e imposibil să trimiți copilul la transport, trebuie să-l aduci cu o mașină sau taxi. Da? Și de aceea... Drumurile și ține de drumuri, de-amu, este clar că peste tot la noi în țară e așa frumos și bine. Aici e frumos, e bine, centru, dar între cărți, printre... Este nevoie de investiții, este nevoie de lucru, este. Bună ziua! Noi facem un reportaj cu Sângera. Deci vorbiți cu noi? Hai, vă rog! Nu, la camere nu. De ce? Atunci filmează. Bună ziua! A plecat până de tână. Aș filmez totul. Город сильно изменился за последние годы. Конечно, село очень, очень намного стало лучше и намного стало, как говорится, красивее по сравнению, чище. То есть так что намного лучше. А что нужно сделать, чтобы вот жизнь в Сынджере стала лучше? Ну что, жизнь хорошая, прекрасная здесь, так что неплохая жизнь. Вот. Друг с другом бывает, раньше бывает танцы, вот сейчас возле школы бывают танцы на праздниках, то есть музыка. И кто хочет, танцует. Вот. Тем более я тоже там рядышком, я тоже хожу туда. Многие говорят, что здесь, в Сынджере, есть проблема с транспортом, городским транспортом. Нет, нет. Хорошо ходят автобусы. După mai multe ore petrecute în orașul Sângera, putem spune că locuitorii acestui oraș nu sunt prea dispuși spre comunicare. Cei cu care am vorbit au spus că sunt mulțumiți în mare parte de viața din acest oraș. Crearea unor centre de agrement pentru tineri și repunerea în curs a unui troleibus spre Sângera ar face viața locuitorilor mai bună. 5 noiembrie, mergeți la vot? Sigur că o să mergem. Crezi pentru că... bunăstare mai bună, pentru un viitor prosper, pentru copiii noștri să vie acasă. Și la... noiembrie? Da, a să fie alegeri. Am auzit. A să mergeți la vot? Da, cum, dar doamne, ferește, nici nu râd. Da, fiecare vot are important, fiecare om. Că mulți poate să gândesc, aia nu mă duc, știi că așa, dar a trebuit de dus fiecare să ducă. Numai decât a să mergem, că trebuie să fie cineva, ca în familie. Ca și președintele țării, ca și primarul, el reprezintă ca familia noastră. Desigur, desigur. Cum fără? Конечно, чего я не пойду. Я всегда хожу на выборы.
Cred că să mergem, cum să nu mergem? Te duci pe un certificat, după ceva, o problemă, trebuie să fie un om care să decide ce își întrebă nouă. Dar cum fără vot? Dacă nu votăm noi, cine ați voteze? Și așa au rămas 10 oameni. Voi participa pentru prima dată și vreau să particip, să votez, pentru că cred că părerea mea contează și cred că pot să schimb ceva.